Bună ziua, sunt Mihai Bologan. Astăzi spiritul Halloween-ului încearcă să ne perturbeze conferința noastră de presă, dar nu cred că va reuși. Îl vom îmblânzi prin faptul că vom utiliza niște culori specifice în prezentarea noastră. Toate datele sunt cât se poate de serioase. Deci, ca și până acum, puteți găsi toate slide-urile care sunt prezentate astăzi, dar și rezultatele altor conferințe și studii care le-am făcut până acum, pe pagina noastră de Telegram, t.me, date inteligente, deci preluați toată informația de acolo. Barometrul AIDATA se bazează pe rezultatele unui sondaj care este avizat de către Comisia Electorală Centrală. Și anume, am utilizat o metodologie mixtă de colectare a datelor, unde 60% din chestionare au fost colectate prin metoda CATE, adică la telefon, 20% au fost chestionare colectate online și 20% au fost chestionare colectate prin metoda față în față. Eroarea maximă de șantionare este de plus-minus 3%. Avem 323 de localități diferite reprezentate în eșantionul nostru, iar perioada de culegere a datelor a fost una destul de scurtă, 25-29 octombrie, deci alaltă ieri seara s-a încheiat culegerea datelor. Toate datele sunt ponderate pentru a corespunde structurii reale a populației din Republica Moldova. Astăzi vom prezenta trei secțiuni, avem o conferință ceva mai scurtă decât de obicei. Partea întâi vom discuta despre audiențe radio, anterior am prezentat audiențele la televiziuni, acum am decis să facem același lucru pentru radio. Vom vorbi despre aspecte geopolitice în secțiunea a doua și cireașa de pe tort este secțiunea a treia cu previziunea rezultatelor pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Să vedem care e situația cu radioul. Ca și în alte studii, avem că o bună parte din cetățenii adulți din Republica Moldova nu ascultă radioul deloc, circa 63%, și avem o parte din populație care ascultă radioul aproape zilnic, circa 21%. Încă 5% ascultă radioul relativ zilnic, probabil printre acei 5% mă număr și eu, deoarece ascult radioul în mașină. Am întrebat respondenții ce posturi de radio au ascultat în ultima lună, măcar o dată, și am obținut următoarele rezultate care, menționez, sunt reprezentative la nivel național, adică acoperă mediul urban, rural, toate vârstele și ambele sexe. Deci, cel mai ascultat post de radio este Radio Noroc de către 25-35% dintre cei care ascultă radioul. Deci, sunt procente doar din ascultătorii care măcar o dată au inclus un post de radio în ultima lună. Foarte aproape de primul loc este Radio Moldova, 25-2%, pe locul 3 Radio Play 24%, Hit FM 22-2%, În top 10 mai avem Jurnal FM, Kiss FM, Retro FM cu circa 12-14%, ceva mai puțin Europa FM, Autoradio și Radio Record, care este pe locul 10. Au fost numite și alte posturi de radio, toate informația o găsiți pe Telegram. Și am adresat o întrebare ca să aflăm care este postul de radio preferat. Eu aș fi răspuns foarte simplu, deoarece ascult un singur post de radio, dar în special pentru cei care au selectat mai multe posturi de radio, la întrebarea aceasta îi trebuie să aleagă doar unul care este mai preferat decât altele. Radio Noroc este pe primul loc, fiind numărul 1 pentru 16% din toți ascultătorii, Radio Play locul 2 cu circa 13%, Radio Moldova locul 3 cu circa 12%, Hit FM cu circa 10%, urmează Retro FM circa 8%, Kiss FM circa 7%, aproximativ la fel ca și Jurnal FM. În top 10 mai intră Radio Record cu 2%, Radio 7 1,3% și Novoi Radio 1,1%. După cum vedeți, acest top se deosebește ușor de
topul precedent, aici ascultătorii au putut alege o singură variantă de răspuns. Toate rezultatele per total pe țară le găsiți pe canalul nostru de Telegram, iar datele dezagregate după medii, secții, categorii de vârstă și alți parametri le putem oferi în mod comercial pentru agențiile de publicitate sau posturile de radio care sunt interesate. Trecem la partea a doua, care denumită geopolitică, deși nu toate întrebările țin neapărat de geopolitică, dar să vedem care e sentimentul moldovenilor, unde se orientează ei mai mult în prezent. Începem cu întrebarea tradițională, dacă lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție corectă sau una greșită. Am observat o tendință care s-a remarcat și în studiul barometrul opiniei publice, prezentat cu circa 2 săptămâni în urmă. Deci, a crescut semnificativ numărul moldovenilor care consideră că direcția este greșită. Amintesc că la finele lui septembrie, în barometrul dată precedent, am avut o ușoară ceva mai mulți respondenți au spus că direcția este de fapt corectă decât greșită, dar lucrurile s-au schimbat semnificativ în timpul campaniei electorale. Probabil polarizarea din societate a făcut ca unii respondenți consideră că lucrurile nu mai merg într-o direcție corectă și avem acum această diferență care este destul de comparabilă cu ceea ce fost în studiul BOP. Deci, într-o direcție corectă, consideră că ne îndreptăm 40,5% din cetățenii Republicii Moldova, într-o direcție greșită, 48,8%, aproape jumătate. 10,7% sunt indeciși în această privință. În special, în profil regional mai observăm încă o dinamică. Dacă în septembrie, când am prezentat datele și distribuția răspunsurilor în direcție corectă, am avut o distribuție mai uniformă a răspunsurilor, acum avem o concentrare destul de mare a celor care spun că direcția este corectă în regiunile din centrul țării. Și avem regiuni unde ponderea direcției corecte a scăzut foarte mult. Menționăm Bălțu, menționăm Edinețu, Cahulu, dar ce anterior, dar în regiunea Comrat am avut rezultate destul de scăzute la această întrebare. Pe de altă parte, direcția greșită este, o imagine în oglindă a celor care consideră că direcția este corectă. Respectiv, acolo unde avem procente mici pentru direcția corectă, avem procente destul de mari pentru direcția greșită și iarăși se evidențează zona de sud, în mod special, și zona de nord-vest, practic tot ce mai la vest de Bălți și mai la nord de Fălești. Am mai inclus o întrebare care noi nu am inclus foarte de mult timp, anume dacă cetățenii, de fapt, nu am inclus, dar o voi prezenta mai târziu. Discutăm acum dacă cetățenii din Republica Moldova ar dori sau nu ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Și avem o dinamică și în acest caz, dacă în barometrul AIDATA și în principiu și la barometrul opiniei publice precedente, noi am avut că circa 55% sunt pro-Uniunea Europeană și circa 35% sunt împotrivă și am avut un anumit număr de indeciși. Situația un pic s-a schimbat, au scăzut cei care sunt pro-europeni. Ei în continuare sunt mai mulți, 50,3% ar fi pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 44,2% ar fi contra. Aici trebuie să fac o mică paranteză. Nu neapărat cei care sunt pro-europeni sunt cei care au votat da la referendum, deoarece o parte din cetățeni consideră că modificările în Constituție nu sunt necesare. Pe de altă parte, există destul de multe evidențe care arată că s-ar putea ca o parte din voturi, de la referendum să fi fost cumpărate, respectiv rezultatul viciat.
Ceea ce știm din sondaje este că mai mulți cetățeni din Republica Moldova sunt pro-europeni, dar balanța în mod natural s-a modificat față de ceea ce a fost cu o lună în urmă. Diferența dintre cei care sunt pro și contra s-a micșorat și sunt foarte puțini indeciși care acum nu au o opțiune pro sau contra Uniunii Europene. Cumva iese că o parte din cei care erau pro au devenit indeciși sau contra și mulți dintre cei indeciși au devenit contra. Mai mulți pro-europeni îi găsim de asemenea în regiunile de centru, un pic se deosebește de peisajul general regiunea Soroca, dar depinde și de localitățile care au fost incluse în sondaj. Cei care sunt contra îi găsim de asemenea la sudul țării și îi găsim la nord-vestul țării și în partea de centru spre nord, de asemenea, sunt destul de mulți anti-europeni. Întrebarea care v-am spus-o că noi o includem destul de rar este dacă cetățenii ar dori sau nu ca Republica Moldova să adere la altă uniune și anume Uniunea Economică Eurasiatică. Aici fac o mică paranteză, nu se discută foarte mult pe tema asta în societate, aderarea este o noțiune mai mult teoretică decât reală, dar totuși arată o anumită atitudine a cetățenilor din Republica Moldova. Mai mulți moldoveni sunt contra aderării la Uniunea Economică Eurasiatică, anume 46,9%, pentru sunt 40,8%. Nu știu să nu răspund la această întrebare, 12%. Cu o lună în urmă, noi am întrebat respondenții dacă ei doresc relații mai apropiate cu Rusia și cu Uniunea Economică Eurasiatică și atunci am avut un procentaj mai mare de doritori față de acum. Respectiv, moldovenii cumva dintr-o anumită perspectivă ar dori relații mai apropiate cu Rusia, dar nu neapărat aderarea la această Uniune Economică. Iar dacă ne uităm la răspunsurile pe regiuni, observăm că nu există unele tendințe foarte clare. Sunt regiuni unde răspunsurile nu corelează cu alte variabile care ar trebui să determine răspunsurile la această întrebare. Ceea ce înseamnă că foarte probabil că mulți respondenți nu cunosc ce înseamnă Uniunea Economică Eurasiatică și probabil că multe din răspunsuri oferite la această întrebare nu sunt relevante, respectiv nu putem determina prin metoda sondajului dacă cetățenii din Republica Moldova ar dori sau nu să adere la această uniune. Și am ajuns la cireașa de pe tort, avem partea a treia unde vorbim despre politica internă. Și de fapt scopul acestei părți, scopul acestui sondaj a fost să încercăm să estimăm care va fi rezultatul din turul 2. Dar am inclus și niște date suplimentare. Personal consider că în general cetățenii Republicii Moldova trebuie să participe la alegeri, dar din cauza că avem o societate divizată și au fost multe declarații în public, anume declarații că anumite categorii de cetățeni n-ar trebui să aibă dreptul să voteze la alegerile parlamentare și prezidențiale, am decis să includem această întrebare și să aflăm ce cred oamenii despre participarea anumitor categorii de cetățeni la vot. Menționăm că toate aceste categorii reprezintă cetățenii Republicii Moldova, dar ei se deosebesc în anumite privințe. Deci, în general, majoritatea respondenților, chiar mai mult de 3 sferturi, consideră că fiecare din categorii trebuie să participe, dar avem anumite deosebiri. De exemplu, 79% sunt de acord că cetățenii Republicii Moldova din Federația Rusă să voteze. 80% sunt de acord că cetățenii din Stânga Nistrului să voteze. Cei mai mulți, 85%, consideră că cetățenii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzii ar trebui să voteze. 77%
consideră că cetățenii din diaspora, de vest, ar trebui să voteze. 81% susțin că cetățenii cu cetățenie dublă, inclusiv românească, se poată vota. Și cel mai mic rezultat, 75%, cetățenii moldoveni care au și pașaport rusesc ar trebui să voteze. Aici sunt datele pe tot eșantionul. Ceea ce pot să vă spun, că în general sunt trei categorii mari de respondenți. O categorie consideră că toți trebuie să voteze. Da? O altă categorie care susține un anumit candidat consideră că acei din Transnistria, acei din Găgăuzia, cei cu pașaport rusesc, cei din diaspora rusească, mai degrabă nu ar trebui să voteze. Și a treia categorie care susțin alt candidat consideră că acei cu pașaport românesc, acei din diaspora europeană nu ar trebui să voteze. Bine, nu o să vă prezint datele astea, puteți să intuiți susținătorii cărui candidat și ce opinii au. Este trist că avem o divizare a societății în, v-am spus, cel puțin trei categorii mari. Inclusiv două categorii acceptă ideea că anumiți cetățeni din Republica Moldova să nu aibă dreptul să voteze. La moment, dreptul îl au toți. Mai departe, trecem la metodologie. Și aici voi veni cu unele explicații din start pentru a fi clare care sunt cele trei scenarii pe care le-am analizat și cum am ajuns la rezultatele pentru fiecare din cele trei scenarii. Deci, scopul acestui sondaj nu a fost doar să vă prezentăm ce cred oamenii în general despre alegeri, dacă vor vota sau nu vor vota, cu cine vor vota. Deci, scopul sondajului este anume încercarea de a estima care ar fi scorul final. Deci, noi am creat trei scenarii, ceea ce înseamnă că noi am utilizat același set de date, dar am ponderat eșantionul în mod diferit. Deci, primul tip de pondere este eșantion reprezentativ la nivel național, este ceea ce se prezintă de obicei. Al doilea eșantion este eșantionul ponderat după rezultatele din turul întâi, adică noi am inclus o întrebare prin care am vrut să aflăm cu cine au votat respondenții în turul întâi și știind care este procentul de votanți pentru fiecare din candidați din turul întâi, am ponderat eșantionul inclusiv după această variabilă. De asemenea, am ținut cont de vârsta persoanelor care au venit la votare, pentru că nu toate categoriile de vârstă au aceeași rată de participare, este diferită. Și am ținut cont și de cum s-a votat în fiecare raion. Deci, a fost o ponderare destul de minuțioasă pentru a încerca să replicăm eșantionul de oameni care au fost la vot, anume. Deci, nu este reprezentativ național. A treilea scenariu este, noi am ponderat și după cum au răspuns că au votat la referendum. Trebuie să spun din start că și în acest eșantion, ca și în la barometru opinii publice, mai mulți respondenți au spus că atunci au spus că ar fi votat, da, acum au spus că au votat, da, la referendumul constituțional, decât nu. Respectiv, pentru a ține cont și de răspunsurile pentru a ține cont de votul la referendum, am creat și a treilea scenariu unde ținem cont și de asta. Mai departe, am presupus că nu va fi o modificare în rata de prezență. Și anume, noi ne așteptăm să avem circa 1,3 milioane de alegători pe teritoriul Republicii Moldova, fără diasporă și fără stânga Nistrului. Ne așteptăm la aceiași circa 16.000 din stânga Nistrului și circa la 260.000 din diasporă. Aici se poate de speculat foarte mult că vor veni mai puțin din diasporă, mai mulți din diasporă, din stânga Nistrului, mai puțin sau mai mulți. Este foarte greu de prevăzut și ar fi o multitudine prea mare de scenarii. Noi luăm scenariul de bază că va fi aproximativ același număr de alegători ca și în primul tur.
Mai departe, o chestie foarte interesantă. Pentru elaborarea scenariilor, noi am analizat foarte atent cei care nu au dat un răspuns, Maia Sandu sau Alexandru Stoianoglu, pentru turul 2. Și noi am observat că, în general, ei mai degrabă l-ar susține pe Alexandru Stoianoglu. De aceea, procentele de indeciși, noi nu le-am repartizat proporțional, așa cum se face de obicei, dar am repartizat aproximativ 40% către Maia Sandu și aproximativ 60% către Alexandru Stoianoglu. Așa cum am menționat, cei care sunt indeciși, prin alte întrebări am determinat că ei sunt mai degrabă persoane de stânga decât de dreapta. Ceea ce nu înseamnă că toți sunt de stânga, dar sunt mai mulți de stânga. În stânganistul Maia Sandu i-am atribuit 25% din toate voturile lui Alexandru Stoianoglu, 75%, în diasporă Maia Sandu 78% și Alexandru Stoianoglu 22%. Sunt estimări în baza la cum s-a votat în primul tur și în baza ipotezilor, deci aceleași procente le-am atribuit pentru toate trei scenarii. Acum, ca să desfășor un pic ce am aflat despre indeciși, de ce am luat decizia de a pondera indecișii neproporțional. Deci, indecișii au mai mare încredere în așa formațiuni politice ca PSRM, Partidul Nostru și Blocul Victoria, comparativ cu nivelul de încredere în PAS. De asemenea, ei au încredere în general mai mare în Igor Dodon, Ilan Șor, Renata Usată decât în Maia Sandu. De asemenea, este destul de reală mobilizarea la vot și faptul că ei nu au preferat să-și expună opțiunea electorală reală în timpul sondajului. Spre deosebire de sondaje anterioare, noi avem un procent mai mare de persoane care nu au răspuns la întrebarea cu cine vor vota în turul 2. Dacă de obicei acest procent este undeva de 4-5%, acum este undeva, dacă nu greșesc, 14%. Deci, în urma unor calcule indirecte, deci noi am utilizat mai multe variabile proxy care explică sentimentele celor indeciși, am determinat că dacă pachetul ăsta de indeciși ar vota, circa 40-74% ar vota pentru Maia Sandu și 59-26% pentru Alexandru Stoianoglu. Deci, raportul cel de care v-am spus 40-60 nu este unul chiar întâmplător, el vine în urma unor calcule indirecte obținute tot din datele sondajului. Și am mai menționat aici că de obicei la alte studii se utilizează o extrapolare proporțional, adică se ia procentul de răspunsuri și același procent se extinde până la 100%. Dar, până trece la rezultate, haideți să vedem cum ne-am descurcat noi în turul 1. Și eu cred că noi ne-am descurcat foarte bine. Înainte de turul 1, iData a realizat sondajul Barometru Opinii Publice pentru Institutul de Politici Publice. În cadrul sondajului, deci noi am obținut un scor de 36,4% pentru Maia Sandu din persoane decise și sondajul a acoperit teritoriul Republicii Moldova fără stânganistrului și fără diasporă. Pe acest teritoriu, doamna Maia Sandu a obținut 37,4%, adică noi am avut o diferență de un punct procentual față de rezultatul real. Și a mai fost prezentat un alt sondaj cu o oră înaintea noastră, unde Maia Sandu s-a atribuit un procent de indeciși de 60,6%. Puteți vedea ce sondaj a fost mai apropiat de realitate atunci. Noi ne mândrim că noi am fost mai aproape. Deci am utilizat teritoriul Republicii Moldova fără diasporă și stânganistrului, deoarece noi nu acoperim în cadrul sondajelor nici stânganistrului, nici diaspora, respectiv pentru comparabilitate am luat doar acest teritoriu și l-am comparat cu procentul obținut de doamna Sandu tot pe acest teritoriu. Și acum trecem la scenariu. Scenariul 1. Scenariul 1 este scenariul puțin probabil. Deci asta e ceea ce v-aș prezenta eu dacă aș fi doar sociolog și v-aș spune că, uite, noi am făcut un sondaj,
datele sunt reprezentative la nivel național și pe teritoriul Republicii Moldova, fără diasporă, fără stânganistrului. 39,3% ar vota pentru Maia Sandu, 32,1% ar vota pentru Alexandru Stoianoglu, 4% nu ar vota, 10% nu știu cu cine să voteze, 14% nu au răspuns la această întrebare. Deci asta v-ar explica un sociolog obișnuit din Republica Moldova. Iată, noi am făcut sondaj, el e reprezentativ pentru toate vârstele, etniile, regiunile și așa mai departe. Dar eu nu sociolog, eu statistician. De aceea vin cu explicații. În realitate, la alegeri nu participă toate categoriile de vârstă în același mod cum ele sunt reprezentate în structura populației. De exemplu, noi am observat destul de clar că persoanele mai în vârstă participă mult mai activ decât persoanele tinere. În eșantioanele naționale, proporțiile lor sunt echivalente cu numărul lor real conform Biroului Național de Statistică. De asemenea, în anumite regiuni, raioane, municipii, unități teritoriale, rata de participare poate să fie diferită. De asemenea, din momentul sondajului până la alegeri, opinia se poate schimba. Ceea ce am mai observat că rezultatul pe care vă l-am prezentat este destul de aproape de ceea ce a fost prezentat în sondajul barometrul opiniei publice înainte de turul 1, când am întrebat respondenții dacă în turul 2 s-ar duela Maia Sandu cu Alexandru Stoianoglu, cu cine ați votat și aproximativ aceleași procente au fost și atunci. Deci, scenariul 1 este puțin probabil, deoarece el nu ține cont de cine real vine la vot. El doar descrie cum ar vota populația dacă fiecare categorie de cetățeni ar veni în mod proporțional la vot. Mai departe, avem calcule. Așa cum am spus, repartizarea deciziilor nu s-a făcut proporțional. Circa 60% s-au atribuit la Alexandru Stoianoglu, circa 40% Maia Sandu. Astfel, din calculele noastre, în acest scenariu, pe teritoriul Republicii Moldova, fără stânganistrul, fără diasporă, Maia Sandu obține aproximativ 51%, Alexandru Stoianoglu aproximativ 49%, și cu voturile din stânganistru și din diasporă, Maia Sandu câștiga cu circa 55% la circa 45%. Deci asta e primul scenariu care a reșit dintr-un eșantion care este pur și simplu reprezentativ la nivel național. Trecem la eșantionul sau scenariul numărul 2, care este mai probabil. În acest caz, noi am ponderat datele inclusiv după cum s-a votat în primul tur și inclusiv după raioane, după rata de participare și după structura votanților. Deci noi am ținut cont de mulți factori și noi practic am făcut o replică a populației care a venit la vot și eșantionul nostru acum nu mai seamănă cu unul reprezentativ, dar seamănă cu cei care au venit și au votat anume la alegerile prezidențiale. În acest caz, cu eșantionul reponderat pentru a corespunde structurii care a venit la vot, anume la turul 1 pentru alegerile prezidențiale, Maia Sandu obține 35,3%, Alexandru Stoianoglu 35,2%, circa 3% nu ar vota, 11% nu știu, 16% nu răspund. Deci sunt procente doar pentru teritoriul Republicii Moldova, fără stânganistrului și diaspora. Deci acest scenariu este mai probabil decât primul scenariu, deoarece el este structura eșantionului este ajustată, mai apropiată de structura celor care real au venit la vot. Și haideți să vedem care ar fi calculele. În acest caz, pe teritoriul Republicii Moldova, după repartizarea indecișilor, după proporțiile pe care le-am menționat, Maia Sandu obține 47,3%, Stoianoglu Alexandru 52,7%. Cu voturile din diasporă și din stânganistrului, Maia Sandu câștiga cu 52,2%, Alexandru Stoianoglu cu 47,8%.
8%. Veți observa că în calculele pentru diaspora, pentru stânga Nistrului, eu nu am făcut modificări la cele trei scenarii, sunt aceleași calcule standarde pentru toate scenariile în care se respectă ipotezele expuse în metodologie la început. Scenariul 3, cel mai probabil, ultimul scenariu. Aici noi am ținut cont pe lângă variabilele din primul tur și de cum au votat la referendum. Și anume faptul că mai mulți s-au votat nu decât arată în sondaj. În acest caz, pe teritoriul Republicii Moldova, Maia Sandu ar obține 34,3%, Alexandru Stoianoglu 36,8%, circa 3% nu ar vota, 11% nu știu, 15% nu au răspuns la această întrebare. De ce am considerat acest scenariu cel mai probabil? Deoarece el reflectă practic toți parametrii pe care noi putem ajusta din ceea ce s-a întâmplat pe 20 octombrie. Adică structura pe vot a votanților pe vârste, structura pe vot a votanților după raioane și municipii, după cum au votat, după cum au votat la referendum. Respectiv, noi am ajuns la o structură care e practic similară cu cei care au fost la votare pe 20 octombrie. Și noi presupunem că cam cine a votat pe 20 octombrie, cam acela va vota și pe 3 noiembrie. Și dacă a votat într-un anumit mod pe 20 octombrie, cam așa va vota și pe 3 noiembrie. În acest caz, pe teritoriul Republicii Moldova, Maia Sandu obține 46,1%, Alexandru Stoianoglu 53% întreg și 90%, iar cu votul din diaspora și din stânga Nistrului, Maia Sandu ar câștiga cu 51,1% la 48,9%. Deci acestea sunt cele trei scenarii. Toate datele le puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, Date Inteligente, acolo sunt toate calculele. Dacă aveți întrebări cu privire la calcule, puteți scrie pe adresa mihai@idata.md și o să vă răspund. Care sunt concluziile? Maia Sandu putea câștiga alegerile pe teritoriul Republicii Moldova fără stânga Nistrului, dar acest lucru este puțin probabil. În mod normal, Alexandru Stoianoglu poate câștiga alegerile pe teritoriul Republicii Moldova, fără stânga Nistrului și fără diaspora, și acest scenariu este destul de probabil, sau cel mai probabil. Voturile din diaspora, pentru toate cele trei scenarii, sunt suficiente pentru a asigura victoria Maiei Sandu. Conform scenariului 3, Alexandru Stoianoglu are nevoie de circa 35,5 mii de voturi suplimentare. Și aceste voturi, dacă vin doar din stânga Nistrului, acest fapt este insuficient, deoarece niciodată nu a fost o rată extrem de mare de participare din stânga Nistrului. La primul tur au votat 16 mii, e greu de imaginat că 35 de mii ar veni doar din stânga Nistrului. Deci faptul că numărul de votanți din stânga Nistrului va crește sau nu, practic nu influențează scorul total, poate să influențeze un pic distribuția procentelor. Cel mai mult contează votul din diaspora. Deci dacă se respectă modul în care s-a votat în primul tur și dacă participarea diasporei va fi la fel ca în primul tur, diferența de voturi pe care doamna Maia Sandu poate să le obțină din diaspora acoperă orice deficit pe care îl obține pe teritoriul Republicii Moldova. Referitor la creșterea ratei de participare în Republica Moldova, trebuie de menționat că dacă raportăm la populația reală din Republica Moldova, deci a numărului de votanți față de câte persoane conform BNS locuiesc efectiv în Moldova, noi deja am avut o rată destul de înaltă de participare în primul tur. E greu de anticipat o creștere a participării anume pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece s-ar putea ca mulți din cei care au fost în turul întâi să nu mai vină la vot și o să vă arăt în următorul slide de ce. Respectiv, cel mai probabil vom avea cam tot atâtea voturi.
Și o altă concluzie. Alexandru Stoianoglu poate câștiga doar în cazul unei participări slabe a diasporii la alegeri și a unei mobilizări active a electoratului de stânga din Republica Moldova. Deci, pe de o parte, să micșoreze deficitul din diaspora, pe de altă parte, să-și mărească avantajul pe care îl poate obține pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în stânga Nistrului. Și finalitatea. Cum ar vota cei care au votat cu alți candidați în primul tur? Pe cine ar alege? Pe Maia Sandu sau pe Alexandru Stoianoglu? Și puteți observa că nu neapărat toți cei care au votat cu un alt candidat în primul tur, în genere, va participa la alegeri și nu avem cazuri când toți care au votat cu un candidat vor vota anume ori cu Maia Sandu, ori cu Alexandru Stoianoglu. Cel mai mult ar vota pentru Maia Sandu cei care au votat cu Andrei Năstase, jumătate din ei. 24% din cei care au votat cu Năstase au spus că votează cu Stoianoglu, 26% au spus că nu vin la vot sau nu au vrut să răspund la această întrebare cu privire la turul 2. Octavian Țicu, 44% cu Maia Sandu, 19% cu Stoianoglu, 37% indeciși. Din cei care au votat cu Ion Chicu, o treime va vota cu Maia Sandu, două treime cu Alexandru Stoianoglu. Din cei care au votat cu Irina Vlahu, un sfert au spus că votează cu Maia Sandu, două treime cu Stoianoglu, 10% indeciși. Și dacă observați anume cei care au votat cu Ion Chicu și cu Irina Vlah, sunt mai deciși cu cine să voteze în turul 2 față de cei care au votat cu alți candidați. Dintre cei care au votat cu Tudor Ulianovski, 22% votează cu Maia Sandu, 19% cu Alexandru Stoianoglu, 59% sunt indeciși, mai mult de jumătate. Mulți întreabă cu cine vor vota votanții lui Renato Usatăi din primul tur. Pe teritoriul Moldovei avem așa un raport, 16% ar vota cu Maia Sandu, 39% cu Alexandru Stoianoglu, 45% sunt indeciși, inclusiv care nu vor să participe. Dintre cei care au votat cu Vasile Tarlev, 7% au votat cu Maia Sandu, 63% cu Stoianoglu, 30% indeciși. Dintre cei care au votat cu Natalia Morar și Victoria Furtună, cel puțin din eșantionul nostru n-am găsit nicio persoană care ar vota cu Maia Sandu, dar și cei care ar vota cu Stoianoglu sunt sub 50%, deci avem mai mulți indeciși printre votanții acestor două doamne. Dintre cei care au spus că nu au participat în turul 1, 34% au spus că votează cu Maia Sandu, 30% cu Stoianoglu, 36% sunt indeciși. Menționez că foarte puțini respondenți au spus că nu au participat în primul tur. Mai mulți au dat răspunsul, nu răspund, deci au refuzat să răspundă la întrebarea cu cine au votat în turul 1. Dintre ei, 9% ar vota cu Maia Sandu, 16% cu Alexandru Stoianoglu. Aici, iarăși, se vede acea disproporție ușoară în favoarea lui Alexandru Stoianoglu dintre cei indeciși. Dintre cei care nu au răspuns cum au votat în primul tur, 74% nu au dat un răspuns ferm pentru turul 2. În concluzie, rezultatul alegerilor depinde de fiecare din cei care participă la alegeri, indiferent de câte scenarii nu fac statisticienii sau sociologii. Respectiv, dacă doriți să influențați într-o direcție sau alta rezultatele alegerilor, unicul lucru prin care puteți să-l faceți este să veniți la vot, să votați sau să nu veniți la vot și să vă asumați consecințele. La final, menționez că noi mai avem un canal de Telegram suplimentar în care plasăm știri atât din Republica Moldova, cât și cele care țin de Republica Moldova. Canalul se numește IDATA Știri, îl găsiți de asemenea pe Telegram și avem informații destul de frecvente, așa că puteți vă abonați și la acest canal unde găsiți multe informații relevante și interesante. Cu siguranță pe canalul de Telegram IDATA Știri vom veni după 3 noiembrie cu o analiză a rezultatelor din turul 2. Vom face o comparație între
aceste trei scenarii pe care vi le-am propus și rezultatul real. Dar, așa cum v-am spus, alegerile pot fi imprevizibile, totul depinde de cine vine la vot și vom vedea dacă scenariile noastre au fost aproape de adevăr sau nu. Eu vă urez o zi minunată, deoarece astăzi este o zi frumoasă, indiferent dacă voi sărbătoriți Halloween-ul sau nu. Savurați-o și să aveți o zi cât mai bună!